Bine v-am găsit, vă spunem, dragi telespectatori, din studioul Alfa Omega. Nu este studio obișnuit, este studioul 2. Cu ocazia asta, chiar de la început, vă îndemn să vă rugați pentru noi. Vrem ca și acest al doilea studio, această a doua încăpere să fie amenajată cu cele de trebuință ca să putem să realizăm emisiuni și în acest studio, nu numai această emisiune simplă, cum este această ediție Alfa Omega Novitiv de această săptămână. Mă grăbesc să vă fac o primă recomandare. Este vorba de albumul DVD De ce cred, Cipingram, obișnuit, săptămânal, invitat pe canalul Alfa Omega TV cu diverse serii de seminarii. Venim pentru dumneavoastră cu această nouă serie, acest nou album de 12 sesiuni, câte jumătate de oră, un ABC în ale credinței. Îl puteți folosi cu mare bucurie, plăcere și încredere în proiectele dumneavoastră, în special în zona de cateheză și învățături de bază ale creștinismului, în echiparea tinerilor credincioși care vin în biserică la dumneavoastră. Pentru câteva minute suplimentare, colega noastră Melanușa Silcău, cea care răspunde la telefonul dumneavoastră și cărora puteți transmite comenzi pentru acest produs și pentru alte produse care se află în librăria noastră. Dragi telespectatori, Alfa Omega TV vă pune la dispoziție un nou seminar susținut de Chip Ingram, De ce cred? Este un seminar alcătuit din 12 sesiuni, cu un conținut foarte bogat, în care autorul, în care Chip Ingram, încearcă să răspundă unor întrebări, cum ar fi de ce cred în viața după moarte, de ce cred în Biblie, de ce cred în Dumnezeul din Biblie, de ce cred în înviere sau de ce cred în creație. Știu că mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți deja pe Chip Ingram și aveți din seminariile dânsului. De aceea vă punem la dispoziție acest nou seminar și așteptăm comenzile dumneavoastră. Welcome to session 8. We are going to examine 4 of the most important questions that we'll ever ask and answer about creation and evolution, about how life came to be. And here's the deal. Examine the evidence for yourself. Are you ready? Let's go. So what we want to do is look at the facts and say, what do the facts say and how open can we be? And let's examine them together. If you'll open your notes to the next, and I've got 7 or 8 specific things I'd like you to look at. And here's how I'm going to do it. I mean, you now know the lay of the land, right? You now know that there's a classic position, there's some new voices, and there's some Christian evolutionists. And in that mix, if you will, now there's, I think, some basic questions. And we're going to ask the question, and we'll say creation, evolution. And then you evaluate which you think best supports it. So, question number 1. How did life begin? Evolution's answer is an unsupervised, impersonal, unpredictable, and natural process. I got that out of the Association of Biology Teachers. A fost Mela Silcău cu recomandări de produse, cărți și DVD-uri, în special acest album DVD De ce cred cu Chip Ingram, 12 sesiuni, câte jumătate de oră, recomandarea săptămânii pentru dumneavoastră. Vă îndemn să ne dați un telefon la telefoanele afișate pe ecran din când în când sau la comenzi@alfaomega.tv, adresa de e-mail, pentru a vă trimite catalogul scris complet al magazinului nostru de produse, cărți și DVD-uri. Îl puteți consulta acesta și online la o anumită adresă care o aveți pe ecran și puteți comanda chiar online. Este o resursă importantă oferta noastră pentru echiparea bisericii dumneavoastră și pentru echiparea și proiecte de evangelizare în alte zone și în alte activități pe care le organizați. Mai departe, aș vrea să vă invit pentru câteva minute în afara clădirii studioului Alfa Omega TV. Avem niște oferi, niște dorințe, niște activități pe care vrem să le realizăm în această toamnă înainte de începerea iernii. Suntem în fața clădirii studioului de televiziune Alfa Omega TV, chiar parte de fațadă, intrarea principală. După cum vedeți, de mai multă vreme acesta este stadiul finisării clădirii. Recent, în urmă cu câteva zile, am reușit să mai facem o lucrare, aceea de a pregăti socrul acestei clădiri. Pe acest socru să vină o tencuială decorativă. Ceea ce dorim noi
în această toamnă, înainte de venirea iernii, este să realizăm finisajul exterior al clădirii, este partea asta din față, este și parte din spate și din laterale. Chiar recent, în urma emisiunii trecute Alfa Mega în Obiectiv, am primit un telefon, e o firmă de lucrări, de construcții, care s-a oferit să lucreze gratuit pentru noi, să ne facă manopera pentru finisajul exterior al clădirii, doar că avem nevoie de materiale. Dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, contribuiți la aceste materiale, sunt materiale obișnuite pentru tencuială și finisaj exterior. Cred că Domnul vrea ca să intrăm în această iarnă cu clădirea aranjată. Este și o măsură de protecție pentru clădire și da, dorim ca lucrul acesta să fie rezolvat încă în această toamnă. După cum vedeți aici în dreapta mea, de mai multe luni de zile avem niște dale care ne-au fost donate de la o firmă de construcție a unui frate scump din județul Bihor. De ce avem noi nevoie în această toamnă este de un camion de pietriș și unul de nisip pentru a așeza aceste dale de jur împrejurul clădirii. Avem dale aproape suficiente pentru 2-3 metri de jur împrejurul clădirii. Este un minim de confort pe care cred că vrem să îl realizăm pentru cei care lucrează la Alfa Omega TV. Chiar dacă nu avem drum de acces deocamdată, măcar aceste dale în jurul studioului să fie rezolvate. Rugați-vă ca Domnul să ne dea bani sau poate aveți chiar dumneavoastră o firmă care poate să ne ajute cu un camion de pietriș, așa mai mărunt, ca un prim suport pentru dale și unul de nisip, fiind cei care lucrează în construcții în astfel de lucrări știu despre ce este vorba. Ne-ar bucura ca în câteva săptămâni să vă arătăm că totul aici, în jurul clădirii, atât ca tencuială exterioară, începând de la socul, cât și ca pavaj, este rezolvat. Și dacă tot v-am invitat să fiți alături de noi în acest segment al emisiunii lângă clădirea noastră, vă aduc din nou în atenție oful nostru mai vechi. Calc acum pe ceea ce ar trebui să fie drumul de acces pentru clădirea Alfa Omega TV, strada Aurel Pop. De 6-7 ani de zile invităm Consiliul Local, Primăria orașului, secția de urbanism, să ne facă o vizită, să vadă, să găsească o soluție pentru acest drum și cu ocazia acestei emisiuni din nou invit. Nu știu după ființa mea să fi venit cineva de, vă spun, de 7-8 ani de când am început lucrările la această construcție, să veni să ne vadă, să găsim o soluție pentru această stradă. Vedeți cum arată de sus în jos. În continuare ne gândim preocupați la ce va fi la iarnă, când condițiile de acces se vor îngreuna ca în fiecare an, dar cred eu că poate noua conducere a primăriei, a Consiliului Local, va găsi soluții. Folosesc acest prilej să vă îndemn să vă rugați pentru soluția Domnului în ceea ce privește accesul la clădirea Alfa Omega TV. După cum vedeți, deocamdată este un drum fără acces, care se înfundă într-o direcție și ar fi soluții, dar noi le putem propune, dar alții trebuie să le găsească și ne rugăm Domnului să fie atinsă inima celor de la urbanism, de la Timișoara, pentru găsirea unei soluții potrivite. Suntem pentru câteva momente chiar pe terasa de deasupra studioului de televiziune. Cu această ocazie vă prezint o altă nevoie pe care o simțim acum stringentă, urgentă, importantă în această toamnă. Această terasă, cât o vedeți de largă, 12 metri pe 12 exact, cât este deschiderea studioului unde noi filmăm și realizăm emisiunile. Această terasă împreună cu niște terase mai mici, cum este aceasta, terase care se întind de o parte și de alta a clădirii, au nevoie de reparații la nivelul izolației, chiar de o izolație nouă. Încă de acum câțiva ani de zile, de când am început să locuim aici, a fost făcută o primă izolație. E nevoie de o izolație de calitate pentru ca să evităm infiltrațiile, de hidroizolație. Avem oferte foarte avantajoase, mi s-a făcut discounturi foarte importante, dar este o sumă importantă de bani pe care noi ne rugăm Domnului ca să ne fie acoperită, pe lângă nevoile noastre curente. Așadar, una din prioritățile pe care vi le prezentăm dumneavoastră, celor care vă rugați pentru noi, este partea de hidroizolație deasupra terasei și a teraselor laterale de o parte și de alta a clădirii. Noi ne rugăm ca toată această lucrare să fie făcută încă în luna octombrie, acestui an, până vin ploile. Sunt câteva mii de euro pe care Domnul cred că ne va da într-un fel sau într-altul. Dacă Domnul spune pe inimă să pui o sămânță în această lucrare, am fi mai mult decât bucuroși. Cred că exact cum a fost făcută această clădire prin contribuții din diverse colțuri ale țării și ale lumii, așa și această lucrare de hidroizolație cred că va fi realizată încă în această toamnă. După cum vă spuneam, deasupra studioului este o deschidere mare de 12 metri pe 12 metri. Slavă Domnului, în 2 ani de zile din care filmăm și transmitem emisiuni în direct din studioul Alfa Omega TV, n-am avut probleme majore, însă acum este nevoie, datorită unei infiltrații, deja este nevoie de o refacere completă a hidroizolației. În fond a fost doar improvizație, o folie gudronată deasupra. E nevoie de ceva mai deosebit. Ne rugăm și pentru
pentru izolație cu folie SICA, cei cunoscători și despre ce este vorba, pentru ca să fie complet protejată încăperea studioului, aparatele care sunt acolo și transmisiile care vor avea loc, credem noi, tot mai dese din studio pentru dumneavoastră. A fost niște imagini din afara studioului, filmate acum câteva minute înainte de a intra în această înregistrare. Vă îndemnam și în acele clipe, rugați-vă ca să putem să realizăm un mic buget suplimentar cheltuielor noastre curente pentru a putea tencui clădirea în exterior, pentru a putea pregăti pentru iarnă. V-am dus și sus pe terasa clădirii noastre, avem nevoie neapărat de niște investiții în hidroizolație și aș mai adăuga la aceste nevoi pe care le-ați văzut și dumneavoastră, aș mai adăuga și o nevoie pentru o centrală termică de mai mare capacitate, capabilă să alimenteze cu căldură, să furnizeze căldură pe trei nivele ale clădirii, cea de anul trecut, cea care a folosit-o până acum, a fost de o capacitate mai mică. Mulțumim Domnului și pentru ea, dar cred că trebuie să trecem la o capacitate mai mare ca să putem să avem căldură și să putem să funcționăm în această iarnă. Deci rugați-vă, dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, să ne ajutați cu mână de lucru. Ați auzit, e o firmă care chiar ne-a sunat săptămâna trecută să ne ajute cu manoperă, doar să îi cumpărăm materiale pentru tencuirea completă a clădirii de jur împrejur și pentru alte lucrări de amenajare interioară. Dacă Dumnezeu vă pune pe inimă să contribuiți la acest fond, este foarte bine. Dacă sunteți în construcții, ne-ar ajuta și jumătate de camion de pietriș sau mai mult. Și alte forme prin care Dumnezeu cred că vrea să ne ajute prin dumneavoastră. În timp ce am vorbit și în timp ce ați văzut și acele imagini, au fost din când în când pe ecran informații alternative, atât de sprijin financiar pentru Alfa Omega prin SMS-uri sau prin Aperul Rom Telecom sau chiar contul nostru, dar dați-ne un telefon dacă simțiți că vreți să ne ajutați într-un fel sau într-altul. Poate veniți să ne ajutați cu mâna dumneavoastră prin munca dumneavoastră o zi sau două zile. Dați-ne un telefon și vom explica exact de ce ajutor avem nevoie, cum avem nevoie, cum să vă rugați pentru noi. Sunt telefoanele noastre pe ecran din când în când, puteți să ne sunați. Credem noi că Dumnezeu ne va ajuta să intrăm în această iarnă pregătiți, echipați, fără să avem grija frigului pentru cei care lucrează aici, fără să trebuiască să folosim suflante, încălzitoare locale și fără grija infiltraților de apă care, sincer să vă spun, încă în primăvara aceasta ne-au început să ne deranjeze pentru că clădirea este în construcție, în amenajare, dar vrem să o protejăm clădirea în acest mod. Rugați-vă pentru noi să avem un buget suplimentar în acest sfârșit de an. În continuare vrem să abordăm din nou același subiect cu care v-am provocat luni de zile, acela legat de recepția canalului Alfa Omega în mai multe rețele de cablu. Ne bucurăm că în ultima săptămână au fost iar câteva zone care au primit Alfa Omega TV în jurul orașului Deva. Mai multe localități au inclus Alfa Omega TV în pachetul lor de programe. Ne bucurăm pentru aceasta. Cea mai mare solicitare o au telespectatorii din unele orașe care au RCS RDS ca și furnizor de servicii. Mulți m-ați întrebat și m-a întrebat și ne dați telefon, care e relația noastră cu RCS-ul, RDS-ul? De ce din și în anumite orașe mari am introdus și în anumite orașe sau localități mai mici sau medii n-au introdus încă? Ce pot să vă zic este că în urmă cu mai mulți ani, aproape la începuturile canalului, acum fără să dau prea multe amănunte, am semnat un contract cu RCS-RDS, am primit chiar un aviz de retransmisie pentru toate zonele din România, toate mijloacele de difuzare, chiar și pentru țări învecinate, dânsii au din partea noastră acordul și contractul pentru retransmiterea a canalului în orice formă de tehnologică de transmisie, cablu, extensii digitale gen DigiTV, canale IPTV, și au făcut acest lucru. Mulțumim Domnului că în orașe importante cum este Timișoara, Oradea, Baia Mare, Brașov și zona Hunedoara și Valea Jiului, au introdus Alfa Omega cei de la RCS, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Sunt anumite orașe în care este încă rezistență. Printre orașele pentru care ne rugăm cel mai mult și continuăm să ne rugăm până când Dumnezeu va da izbândă este orașul Arad. Înainte de emisiune chiar un mic interviu prin telefonic de la unul din păstorii din orașul Arad care vă spune exact legat de demersurile de acolo și poate vă va motiva să vă rugați mai altfel. Cei care aveți inimă pentru Arad, sunteți chiar din Arad sau din zona învecinată și care vreți ca un cuvânt proaspăt de la Dumnezeu să atingă orașul Arad și prin canalul Alfa Omega TV. M-am întâlnit în ultima vreme de mai multe ori cu fratele Pețan de la Alfa și Omega și am avut niște discuții legate de introducerea canalului Alfa și Omega în Arad. Dânsul își manifesta, să zic așa, necazul că acest canal nu,
nu ajunge și în Arad. Și în urma discuțiilor pe care le-am avut cu dânsul, am vorbit și în biserică, am fost și noi personal, eu și cu celălalt păstor, cu Marius, la sediul RDS de aici din Arad, pentru a vedea ce se poate face, să intermediem, să insistăm pentru a se introduce canalul Alfa și Omega aici în Arad. Din păcate am fost destul de dezamăgit, pentru că nici măcar nu ne-au lăsat să intrăm înăuntru. Un portar de acolo spunea că a întrebat, s-a dus să întrebe acolo și n-am fost primiți de director, noi am cerut o audiență. Și ne-au trimis la un alt sediu al lor de aici din Arad, unde la fel am avut și am întâmpinat aceleași probleme de respingere totală față de introducerea canalului Alfa și Omega pe linia RDS în Arad. Noi am încercat și încercăm să facem, pentru că problema nu constă în voința acestor oameni. Eu cred că aici în Arad lucrurile, din păcate, sunt mai adânci și mă doare să spun lucrul ăsta. Am încercat să vedem și din punct de vedere spiritual care e problema, pentru că știu că sunt multe orașe din România în care există acest canal și în Arad nu. Și totuși aici în Arad noi am considerat că a început într-un fel sau altul și religia sau spiritualitatea României și are rădăcini puternice aici în Arad. Și am considerat că lucrul ăsta e bun. Se pare că totuși există niște aspecte care nu sunt bune legate de lucrul ăsta. În sensul că este multă împotrivire chiar și din partea oamenilor religioși din Arad. Și asta mă necăjește. Și de asta spun că probabil în domeniul spiritual ar trebui să luptăm mai mult pentru a se introduce canalul Alfa și Omega. Pentru că există foarte multă religiozitate în Arad. Canalul Alfa și Omega este un canal, să zic așa, pentru că îl știu. Eu personal mi-am pus acasă antenă de satelit ca să prind, doar pentru asta, ca să prind acest canal. Canalul Alfa și Omega cred că trece dincolo de bariera religiozității și probabil aici este problema cea mai mare și de asta nu se dorește. Pentru că trece și sunt mesaje care aduc adevăr și chiar un cuvânt real, așa cum trebuie să fie. Asta am văzut pe Alfa și Omega și din păcate chiar de oamenii religioși nu este dorit mesajul acesta. Cred că lucrurile trebuie să meargă în două direcții. Este greșit să ne oprim doar la spiritual, este greșit să ne oprim doar la lupta fizică. Trebuie să le facem pe amândouă. Asta e mesajul pentru cei care doresc și care cred că ar trebui să fie introdus Alfa și Omega în Arad. Să se roage pentru lucrul ăsta și să lupte pentru lucrul ăsta. Să se roage în autoritate, nu neapărat să ne milogim la Dumnezeu pentru lucrul ăsta, pentru că așa se întâmplă și așa se face lupta spirituală. Să ne rugăm cu autoritate și cu credință pentru a se introduce canalul ăsta în Arad, plus să meargă și să bată la porțile RDS-RCS în Arad. Pentru că, inevitabil, și în acest fel, cred că, până la urmă, cineva va auzi și va lua notă de toate cererile oamenilor din Arad. A fost unul din păstorii unei biserici din Arad, dânsul, ați văzut, și a instalat parabolă ca să poată urmări canalul Alfa Mega TV și ca și păstor a unei biserici a văzut și a realizat de niște luni de zile încoace beneficiul, binecuvântarea pe care Dumnezeu aduce peste credincioșii unui oraș prin canalul Alfa Omega TV și vă îndemn să fiți alături de cei din Arad. O să ne rugăm chiar noi în minutele următoare pentru ca Dumnezeu să deschidă uși în acest oraș și în alte orașe. Tată Ceresc, ne unim acum în rugăciune de aici în studioul Alfa Omega TV împreună cu credincioși din orașul Arad, din județul Arad și din alte zone, credincioși care au pe inimă această parte din România. Doamne, și te rugăm ca Tu să lucrezi pe mai departe la inima celor responsabili cu introducerea canalului Alfa Omega TV în acest oraș și în orașele învecinate. Doamne, te rog să-i convingi și să le arăți, Doamne, că Alfa Omega în orice loc a intrat a adus o mare binecuvântare, a adus prezența Duhului Sfânt, a adus revelație, a adus încurajare, a adus zidire trupului lui Hristos în fiecare zonă unde a fost introdus și preluat prin cablu. Îți mulțumesc că vei lucra cu putere, Doamne. Încredințăm această lucrare în mâna Ta și știm că Tu ești Cel care poți să dai la parte împotriviri, să dai la parte confuzie, să dai la parte ceața, Doamne, să lege orice putere de împotrivitoare în numele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumesc că Tu vei da această mare bucurie a rădanilor, Doamne, care mulți se roagă și strigă la Tine pentru revelație proaspătă de la Tine prin Duhul Sfânt. Încredințăm această lucrare în mâna Ta, Doamne. Te rugăm să lucrezi și pentru alte orașe. Am primit
Doamne, scrisori din alte orașe, cum ar fi Galați, Doamne. Doamne, ne unim în rugăciune cu credincioșii din Galați, care în unitate, Doamne, chiar ne-au scris, Doamne, păstori din orașul Galați, Doamne, s-au unit în rugăciune și au făcut cereri, petiții, Doamne, așa cum fac mulți credincioși în multe alte orașe, pentru că Alfa Omega să fie introdus în orașele lor, Doamne. Te rog să dai îndrăzneală credincioșilor din România, să ceară să facă demersuri atât la conducerile rețelor de cablu, cât și la CNA sau la alte organisme, Doamne, să stărie, mai ales în rugăciunea tronului, Har, ca Tu să le dai favoare. Mulțumesc că acest sfârșit de an, Doamne, va duce pe Iisus Hristos în casele multor români, atât prin slujirea bisericilor, Doamne, dar și prin canalul Alfa Omega TV. Îți mulțumesc atât și încredințăm această lucrare în mâna Ta, Doamne, și ca Tu să lucrezi în România, Doamne, în Republica Moldova și în alte zone din întreaga Europa și din întreaga lume, prin canalul Alfa Omega TV. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin. Câteva anunțuri în această a doua parte a emisiunii, evenimentele la care Alfa Omega participă. Sunt multe anunțuri, multă lume ne dă câte un telefon sau ne trimite un e-mail. Vă încurajăm să faceți acest lucru în măsura posibilităților, promovăm evenimentele în care sunteți implicați. Vom participa împreună cu două echipe la două evenimente interesante în această săptămână. Miercuri seara, joi, se va întinde și vineri acolo, dar în special joi dimineața vom fi într-una din sălile Parlamentului României, obișnuita anuală rugăciune a Parlamentului României pentru România, după modelul american Prayer Breakfast, va fi acolo. La ora la care urmăriți această emisiune, deja vom avea deja imagini înregistrate acolo, vi le vom da în emisiunea asta de știri, să vă rugați pentru noi și nu numai pentru noi, dar în special pentru cei care vă participa, lideri, oameni poliția ai României, care într-un fel sau într-altul, chiar dacă dimensiunea formală este destul de accentuată, vor fi confruntați într-un fel cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu ideea de rugăciune, cu ideea de Dumnezeu. Faceți cumva prin rugăciunea noastră ca această întâlnire, acest prayer breakfast în Parlamentul României cu politicieni din toate sectoarele poliției ale României să nu fie doar un eveniment, ci să fie o întâlnire pentru mulți cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și ne rugăm mult și din acest studio ca Domnul să atingă păturile politice de diverse culori prin Cuvântul lui și România, prin lideri, dar și prin oamenii de rând, să devină tot mai mult o țară ghidată și condusă după principii creștine. Un al doilea eveniment la care noi participăm ca lucrare Alfa Omega TV este o conferință de femei, o conferință anuală numele, label-ul celor de la Glow Ministry, poate cea mai importantă lucrare de femei din întreaga lume, este chiar președinte aceste organizații aici la noi, în România în această vreme, Linda Dilo. Conferința va avea loc în 36 octombrie 2012 la Cluj, Hotel Napoca. Deja înscrierile au fost făcute, facem acest anunț nu pentru neapărat pentru înscrieri noi, doar ca semnalarea un eveniment important, zic eu, din viața surorilor noastre. Vom filma acolo, cred că în săptămâna următoare ceea ce se va filma acolo cu invitați de seamă pe lângă vorbitoarea principală va fi și pentru dumneavoastră o binecuvântare. Vă vom ține la curent cu aceste informații, poate chiar o știre vom difuza săptămâna viitoare din acel loc, așadar rugați-vă ca 36 octombrie 2012 la Cluj, chiar în hotelul Napoca, să fie o întâlnire în duhul a surorilor noastre din întreaga țară. Și încă un eveniment, am ezitat să-l prezentăm sau nu, dar mi se pare semnificativ. E o biserică foarte activă, Biserica Catolică, Greco-Catolică din Timișoara, Regina Maria. Preotul Ioan Chișereu este un promotor, un agent al Domnului, călăuzit de Duhul Sfânt în multe inițiative pe care le face, în special în zona pro-life, în zona familiei, în zona moralității. Iată că el, cel care de ani de zile, 6, 7, 8 ani de zile, nu știu exact, ține un lanț lung de rugăciune perpetuă în biserica lui, din Timișoara, din zona Lahovare, pentru cei din apropiere. Are din nou două inițiative. Vineri seara organizează o seară de rugăciune extinsă, în special pentru imoralitate pentru tineri, pentru puritate sexuală. Iar duminică dimineața, chiar dânsul mi-a dat un telefon, aveți și un site pe care sunt informații suplimentare. Chiar dânsul mi-a spus că va fi un moment unic duminică dimineața în cadrul slujbei. Sunt tineri din toate colțurile țării, chiar din Galați și din alte părți, care vin și e un legământ pe care îl fac. Chiar un legământ cu o formă scrisă, o declarație pe care o fac, că ei se vor păstra puri până la momentul căsătorii pur din punct de vedere sexual. Este o inițiativă pe care poate o să și reflectăm într-o emisiune viitoare, dar am vrut chiar prin simplu acest anunț să vă provocăm și pe dumneavoastră. Iată că sunt tineri, sunt biserici preocupate de
puritatea sexuală a tinerilor pe care cresc în acele biserici. Sper să fie acest lucru un semn de întrebare, o provocare, folosesc mereu acest cuvânt, și pentru biserici de alte culori, protestante sau tradiționale, o inițiativă într-o zonă sensibilă, poate împotriva curentului. Așadar, duminică dimineața, la Biserica Regina Maria din Lahovar, greco-catolică, un eveniment interesant. Dacă sunteți în apropiere, participați să vedeți ce și cum Dumnezeu lucrează în viața tinerii generații din România, nu numai în segmentul pe care cărora noi îi spunem segment strict evanghelic. Nu vreau să încheiem această emisiune fără să mai fac un anunț pe care l-am făcut în repetate rânduri. În ziua de 7 octombrie, după cum știți din anunțurile noastre anterioare, este Ziua Mondială de Rugăciune pentru Pacea Ierusalimului. Rugați-vă pentru acest lucru, fiți în Duhul, în bisericile dumneavoastră, în casele dumneavoastră, în grupele de rugăciune. Faceți ce ține de dumneavoastră ca rugăciune ridicată din mii de inim, din foarte multe biserici pe întregul fața Pământului să se ridice la tronul de har al Dumnezeu. Mai mult ca oricând, Ierusalimul, Israelul are nevoie de rugăciunile noastre. Este o acțiune, un proiect mondial și noi ca Alfa Omega suntem promotori în România aceste inițiative. Deja am primit vești despre biserici care au momente de rugăciune. Dacă n-ați apucat și aflat de-abia acum despre acest lucru, poate în slujba de duminică dimineața organizați, aranjați un mic moment de rugăciune pentru pacea Ierusalimului și Dumnezeu va primi acest lucru. Și în final vrem să mulțumim celor care ne încurajați, celor care ne scrieți. A fost emisiuni, după cum observați, și în direct. Din 2002 ne avem emisiuni în direct. Ne-ați scris foarte mult despre modul în care Dumnezeu a lucrat. Mulți ați fost atinși în timpul rugăcinilor. Nu știu, n-aș vrea să pomenesc nume și alte nume să nu fie pomenite, dar cred că tot mai mulți, mii și mii de oameni, se uită la emisiunea noastră și apreciază să roagă împreună cu noi atunci când ne rugăm în direct pentru nevoi specifice. Am selectat două răspunsuri. O soră, Maria Dumitru din Brașov, ne spune, are un grup de rugăciune. Ei se întâlnesc de 3 ori pe săptămână și în aceste întâlniri de rugăciune se roagă aproape fără excepție pentru lucrarea Alfa Omega și ne și spune dânsa că rugăciunea pentru Alfa Omega este cap de afiș pe lista rugăciunilor. Și mulțumim pentru, avem nevoie de ajutor în această vreme, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră în rugăciune. Mulțumim, sora Maria, și celor care, fără să ne dați telefon, știu că vă rugați pentru noi ca Dumnezeu să ne dea trecere, favoare, resurse ca să putem să vă slujim de aici, din studioul Alfa Omega TV. O soră, Melinda din Breaza, ne scrie, citez, credincioșia voastră să o răsplătească Dumnezeu din belșug. Mă bucur că existați în această lume, ați avut un impact mare în viața mea. Dumnezeu să vă arate lucrurile Lui minunate. Mulțumim pentru aceste încurajări, le citim și noi în timpul nostru de rugăciune și de părtășie aici la Alfa Omega TV. Sunt încurajare pentru noi în stresul acesta continuu în care suntem. Am avut și chiar și o bucurie oarecum cu altă conotație. Am promis acestei familii să nu le pomenim numele, dar dintr-un sat, dintr-o comună de aici, de lângă Timișoara, cineva ne-a trimis aproape o tonă de cartofi în săculeți și mare bucurie a fost că am împărțit membrilor echipei câte 1-2 săculeți, 3 săculeți în funcție de familie și de nevoi. Chiar dacă valoarea financiară în bani n-a fost foarte mare, așa am simțit noi toți de aici, de la Alfa Omega, dragostea la Dumnezeu și faptul că El ne poartă de grijă chiar și în aceste detalii. Mulțumim acestei familii care știe că despre ei vorbim. Și cu alte ocazii au fost surori care ne-au adus gogoși aici și am mâncat împreună cu colegii noștri plăcinte sau alte lucruri prin care Dumnezeu ne binecuvântează și ne arată dragostea Lui. Mulțumim încă o dată și simțim confirmarea și dragostea noastră prin ceea ce faceți. Acum, în finalul emisiunii, doar un anunț. Vă spuneam, ne-am propus să avem emisiuni live, 2 emisiuni live pe lună. Am început un ciclu de emisiuni în direct în luna septembrie. Au fost deja 2 emisiuni. În prima emisiune ne-am rugat cu foarte mulți telespectatori, atât pentru probleme individuale, dar mai ales pentru unitatea în trupul lui Hristos și unitatea țării. În a doua emisiune ne-am rugat în direct pentru vindecare divină, dar am insistat foarte mult asupra vindecării țării. Iată că în această a treia emisiune, care va avea loc joia viitoare,
Avem și un spot pregătit, un promo, un trailer, o să-l urmăriți imediat. În această emisiune avem ca temă restaurarea familiei. Avem ca invitați doi pastori dragi cu inimă pentru lucrarea în sânul familiilor, pastorul Cuzman Cionca de la Biserica Metanoia și pastorul Florin Dan. Ei să aveți amândoi, o să aveți pe amândoi în studio, ne vom ruga pe rând pentru mai multe cauze. Deja de pe acum vă îndemn să trimiteți cauzele dumneavoastră pe adresa de e-mail rugăciunea@alfamega.tv sau prin telefon la unul din numerele de telefon afișate pe ecran. Vom răspunde tuturor cererilor. Am dat drumul la această emisiune pentru că numeroase cereri de rugăciune care vin la noi, sunt multe cereri care au de-a face cu restaurarea familiei, cu divorț, cu relație soț-soție, cu copii, cu tensiuni în familie, cu certuri. Și am considerat necesar că trebuie să facem această emisiune în care, dincolo de explicații și dincolo de sfaturi, că nu o să fie prea multe sfaturi, o să ne rugăm pentru dumneavoastră și să cerem intervenția divină a Domnului în relațiile dumneavoastră, soț-soție, familie, să ne rugăm pentru protecție, să vă și învățăm cum să vă rugați pentru ca să păstrați unitatea familiei și protecția peste familia dumneavoastră. Lucruri interesante, să vedem ce va face Domnul această emisiune. Așadar, o emisiune direct joia viitoare la Alfa Omega TV. Așteptăm cererile dumneavoastră. Până atunci, mulțumim că sunteți alături de noi, că vă rugați pentru noi. Aveți așa ca un ultim îndemn în finalul acestei emisiuni, modalități în care ne puteți ajuta. Așteptăm lucruri mari. Avem așa o stare de așteptare ca Dumnezeu să lucreze cu semne și minuni și în viața dumneavoastră în România și în lucrarea și activitatea studioului Alfa Omega TV. Vă las cu aceste gânduri și cu îndemnul nostru de final. Rămâneți și fiți parte în continuare din lucrarea Alfa Omega. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mare este secerișul. Puțin sunt lucrătorii. Fii o lumină. Poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te. Susține. Donează. Fii partener Alfa Omega. Vrei să susții Alfa Omega TV și să te bucuri de programe de calitate pe internet? Trimite un SMS cu conținutul AOTV la numărul afișat pe ecran. Vei primi înapoi un cod de acces prin SMS pentru a accesa o secțiune specială cu resurse Alfa Omega. Ajută mai mulți români să primească Cuvântul lui Dumnezeu prin media. Fii alături de noi, partener în lucrarea de media din România. Fii parte și tu!